Hai să-l păpăr și ne-am regăsit la un nou episod cu un nou mod, ca să zic așa, nu joculeț, pentru că joculețul este tot Minecraft, dar este un mod pe care care am înțeles că ar fi destul de interesant, mi-a spus un coleg, așa că am zis, bă, de ce nu, haide să începem, asta nu știu, nu e imaginea tăiată, e doar efectiv ăsta, nu știu, așa mi-arată și mie, gen ce vedeți și voi, abar n-am de ce, haide să ne facem o nouă lume. Nu mai știu cum am lumea la sălbatici 2, o să punem. Băi, fraților, cred că a doua noastră lume de single player, practic, pentru că în rest am avut ale noastre șmecherii cu breazla și chestii, dar haide să vedem ce reușim să mai facem. Eu n-am mai jucat de mult singuri, chiar n-am mai jucat de mult un Minecraft single player, așa cu eu cu voi, știți. Ia să vedem, băi, nu știu despre ce e vorba, sincer, dar mă gândesc că din moment ce se numește, nu știu cum, The Village, ar trebui... What? Băi! Ei, alo! Așa, bă, fraților, revenire, nu înțeleg de ce ne dădu crash, că acum ai băgat ceva mai mulți RAM, dar iar îmi dădu crash și după se opri, adică nu mai dădu crash și acum, deși nu mai făcut nimic diferit, efectiv încercai din nou să intru pe lumea asta. Acum, asta este, n-avem ce să-i facem, să sperăm că merge de acum, dar ia să vedem noi, FDV-ul ăsta, așa mă, de-aia mă miram eu, mi se părea că se vede prea mic, ia. Ailing Nettle, currently harvested by... Bă, ce ai, bă, ce-ți făcui? Uite ce bulangii, starting house, ia. Cum adică starting house? Ia uite mă. But has a very basic design, basic house, ranch style, ia. Preview, what? Bă, ești nebun? Ce șmecher? Te învață să le faci, mă? Ceva în genul ăsta înțeleg eu din ce mi-arată el aici. Bă, ești nebun? Asta e foarte, foarte interesant. Ce mă enervează e că îmi sare peste blocuri singur. Și nu prea văd acum ce... Aha! Vedeți, mă, range style, hobbit style, desert style, ia. Vedeți? Și ți-arată gen ca un mic... Nu știu cum să vă explic. Gen ca o mică schemă, știți? Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Configurări pe aici, block size, nu știu ce. Asta nu prea înțeleg. Oricum, o să trebuia să ne obișnuim clar cu... What? Mă, stai. Ups. Ok. Asta e ciudat, habar n-aveam că o să se întâmple chestia asta. Eu vă zic că scrie acolo build, dar gen, da, nu înțelegeam ce se întâmplă. Ia să vedem să cinem. Tectopia, asta e un villager. Aha. To get started playing Tectopia, please read our wiki to learn the key concept of drawing getting started. Trust me, it's easier to read than in this tiny book. Bă, o să încerc eu să... Doggy Charm. Yeah! Băi, ești nebun! Am primit și un cățel! What? Whistle, command, stand. Stand. N-auzi, bă, să stai, bulangiule, iau de la asta. Nu vrea să stea. Sorry. Deci ăsta îl face să... Da, ce prost sunt. Să stea, gen, să stand înseamnă să stai drept, gen. Ceva în genul ăsta. Asta îmi pică din lemn. Bă, e foarte dubioasă chestia asta și apropo ar trebui să scot muzica. Băga mea și piciorușele în tine de muzică. Unde ești, mă? Music and sound, music, gata, n-avem nevoie de muzică. Mulțumesc. Eu de ce dă din coliță? Ce ai, tati? Mă obește, băiatul, mă. Ia, ce e asta? Un măr. Mulțumesc. Ok, gata, nu știu ce se tot întâmplă, sincer, dar din câte observ, este o mică prostioară cu... Cred că cu FPS-urile e o mică problemă la jocurile ăsta și cred că pică FPS-urile și din cauza asta... Iar, ok, mă, peste nu trebuie să le ating, mă, asta se întâmplă. Nu înțeleg, efectiv, tool X, ok. Băi, se pare că avem aici niște chestii de făcut. Hai, uite, mă, îți dă reward-uri, băi, ești nebun, asta e foarte interesant. Și de unde trebuie să începem? Gen, unde e începutul pentru reward-urile astea? Oh, cineva mâncă ceva. Crafting pad. Ok, crafting pad. Ok. Bă, haide în primul rând să luăm și noi niște lemne, niște ceva. Bă, eu cred că pe joculețul ăsta trebuie să-ți construiești un sătuc. Ceva în genul ăsta, am înțeles.
că ar trebui să faci. Nu sunt 100% sigur, e ce șmecher, se sparg blocurile, vedeți? Sunt foarte multe moduri și cred că din unele din ele provoacă ceva destul de mult lag. I-am băgat 8 GB de RAM, dar să fie nevoie de mai mult? Nu cred. Aș putea să-i bag și mai mult, pentru că am, din moment ce nu e făcut server și e single player, eu așa băgam vreo 8 GB la server și vreo 6 GB la jocul propriu zis. Așa aș putea să bag 14 GB doar la joc, pentru că asta înseamnă că nu avem nevoie de... Îmi place chestia asta cu progression-ul. Deși aș vrea să le fac, ia fiți atenți, un pic mai micuț. Ia să vedem că nu mai știu eu de unde. Parcă GUI scale, ups. Small, normal. Cred că normal este. Ia să vedem. Da, e mult mai bine așa. Se vedeau mult prea mari chestiunile astea. Ok, haideți să vedem. Facem și noi ca oamenii. Depozitul nearby chest. Ah, ok. Mulțumesc. Haideți să vedem. Deci, trebuie să facem așa, din câte am înțeles, și... What? De ce ți arată ăsta roșu când... Da, ok, n-am înțeles. Haideți să vedem la quest-urile ăștia. Uite, mă! Aha! Rewards, 10 bărunți, mulțumesc! Ești un drăguleț, drăguleț. Ok, și după... Aha! Am înțeles, mă, ce trebuie să facem. Și vedeți? Gen, trebuie să le faci pe rând. Păi, putem să... Pentru un moment putem să urmăm quest-urile ăștia. Uite, exploration 2%, adventuring... Oleu! Mamă, dar avem o grămadă de, de quest-uri, fraților. O grămadă de quest-uri. Dar o să intrăm, ca să intrăm, e mult prea spus, ciudat spus, intrăm, în ele pe rând. Pentru că mă arunc așa prea mult în... ia uite, bă, interesant și ok, și deci cu ăștia practic îți cumperi... Lucrușoare, farmer's packet, aha. Nu vreau să cumpăr momentan nimic, pentru că vreau să le păstrăm, că nu știu momentan cât de importante sunt și cum poți face bănuții ăștia. Poate poți doar din testuri și atunci nu ar fi ok deloc, pentru că ar însemna să, cum se numește, ia uite, fac un crafting pad din ăsta, care habar n-am ce face, sincer să fiu. Aha. Îl faci din inventar, se pare. Nu trebuie să-l mai pui nicăieri, cred. Ia să vedem. Un chest. Ia să-l facem și un chest. Că cred că avem ăsta și cu chestul. Bă, mi se pare, până acum mi se pare un mod interesant. Dar să vedem. Basic backpack. Ăsta cum se mai face? Din lână și ul. Momentan, frații mei, n-avem cum să facem backpack. Dar poate basic drawer ăsta. Bărci cu... Acasă... chest, mă. Chest și cu niște chestiuni. Ok, haide să vedem. Ia vină frăție încoa. Bam, bam, bam și bam. Facem. Face băieții, nu e problemă. E sertar ăsta, mă. Da, gen cum... Empty, stack limit, nu știu ce. Cum îl sparg, așa era întrebarea mea cea măreață. Nu cum îl sparg, cum îl deschid, încă nu aflai, dar vedem pe parcurs. Ia să vedem, poate apăsăm. Da, nu. Barnam, nu știu cum se face. Dar ne-am făcut misiunea, asta este important. Bam și bam, reward, mulțumesc. Colossal chest wall. Ce e ăștia, bă? Băi, gata, ia, hai. Să începem și noi. Ce pom e ăsta? Ironwood. Pom de iron, what? Bine, cred că așa se numește doar. Adică, da, mă gândesc, ia. Ironwood, rustic. Da, sunt probabil mai multe tipuri de copaci și de chestii. Mă, sper că nu mai iese, adică chiar... Chiar sper că ne lasă și pe noi să ne jucăm liniștiți. What? Ce e asta? Surshap, currently harvestable. Effective tool X. Ok. Hai să ne facem și noi un asta, zic. Dar înainte de... lăsați că am chestul ăla la mine. Bă, să nu se aude încă prea tare. La mine se aude tăricel, totuși, Minecraft-ul, parcă. Dar nu cred că e foarte tare. Dar parcă e un pic cam... Mai tare decât l-aș vrea eu. O să mai lucrăm un pic la chestia asta. Apa, așa. Vino mai. Yeah. Fire starter. Bă, ești nebun? Așa să faci foc? Bă, deci, îmi plac modulețele ăștia. Și știți care e chestia? Nu vreau să mă uit totuși înainte cu mult, ca să zic așa, ca să mai învățăm, că dacă mă uit întâi și învăț cum să faci toate nebunile, mi se pare că totuși parcă... uite ce șmecherie mapa aia. Parcă nu le aflăm împreună, nu știu cum să vă zic. Adică e ca și cum eu sunt, ia uite, bă, ce deștept sunt eu, dar le-am făcut dinainte, că n-ai cum să le știi din prima. Acum, na, când rămânem blocați undeva, e logic că o să trebuiască să ne interesăm, că dacă suntem în impas, n-avem ce face.
Shaft, habar n-am, deci sunt foarte multe chestii pentru moment diferite și e prea mult pentru mine. Ia să vedem, este, am făcut un advancement, mulțumesc. Ia, magnet. Păi ce faci, frate, atragi Iron-ul cu el? Nu știu, la adventuring ăsta, Paradise Burger, what? Burger, frate? Mamă, deci sunt o grămadă de chestii, credeți-mă. Momentan n-avem cum să le aflăm, ca să zic așa, dar să vedem. Mamă, ce mă enervează un pic că sare. Ia? Yeah? Huckleberry leaves. Ce seamnă asta? Ah, uite, huckleberries. Sunt un fel de din alea de, cum le zicem, mure, doar că ăștia nu, văd că nu te bat. Adică gen, nu știți la ce mă refer. Se mănâncă oare? Oh, și se mănâncă bine. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Ce ai? Haideți să ne facem și un ex, voi ce ziceți? Ar trebui să țin porcăria asta, ia fiți atenți, pe 3-4 pe aici, ca să apăs repede pe ea. Bun, și să ne facem un toporaș, că văd că majoritatea lucrurilor răsturoase spargă cu toporul pe aici. Ia, yeah. Uite, ce e asta? Am primit-o? Nu? What? Harvestable? Currently harvestable. Bă, dar nu-mi dă nimic din ea. Hai să ne mai spargă, poate nu se ia cu toporul totuși, cine știe. E posibil. Bă, deci acolo ne-am făcut căsuța. Nu știu dacă aș fi făcut-o, dar n-am știut. Ia mă. Eu, tot mă bate mă ăla. De ce mă bate? Și nu știu ce face. Dungeon Tactics, cică. Dungeon Tactics. Bine, să fii sănătoși. Haide să mergem noi pe aici. Ia uite-l, ia, avem și o frumusețe aici de... Oh. Bă, mi-a dat și mâncare și cu... Wow. E bine că am stat să-mi fac toate nebunile astea și se pare că ți le dădea. Ok, momentan o să le ținem așa. Ia să vedem, bam, uite o sabie, uite o lopată și o să punem și ăsta și niște mâncărică în partea asta. Avem niște morcovi și chestii pe care vreau să le plantăm, pentru că de ce nu? Cățelușul nostru este liniștit, ceea ce mă bucură. Bam, 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 așa. Advancement, CD Plays, mulțumesc. Și cred că... Ia, yeah. Dă-l în pui mei că ăsta mă bate. Nu știu, chiar nu știu ce face chestiunea asta încă. Dar o să aflăm. Bun, avem aici un căl. O, bă, dar avem bine. Și avem și o mină, se pare. Ia uite ce m-am speriat. Bă, ești nebun, deci ne-a făcut și fucking mină, frate. A, uite, niște Iron. Oh, salut, domnule Iron. Se sparge un pic mai greu ăsta, dar haide să facem în felul următor atunci. Dacă se sparge niscaiva mai greu. Uite, facem așa. Așa, ia, ce e asta? Slate. What? Slate. Cred că e un, cum e porcăria aia de, nici nu mai știu cum îi zice. Cred că știți la ce mă refer, nu? Blocurile alea diferite pe Minecraft de s-au băgat în 1.14 sau încă s-au băgat. Așa, hai mă sparge și pe asta, că avem acolo un bloc de iron și momentan, așa, momentan avem nevoie de ceva iron. Ideea e că o să ne spargă scara, dar băgăm și noi ceva după. Așa, eu te cum rămâne scara, ești nebun. Băi, ești mecher rău, sincer vă zic, ești mecher rău. Așa, ia să vedem. Lăsați-mi apropo în comentarii părerea voastră și dacă doriți să mai jucăm, bine, momentan oricum, nu, adică nu am făcut mare lucru. Dar arată, mă, da, cobor mult mai... Da, mă, cobori mult mai repede. Eu credeam că pic, mă, credeți? Ia uite, bă, ne dă și iron, frate. A, bun, se pare că e doar, cum să zic eu, o mină, efectiv, până aici jos, unde avem niște cobblestone, niște dărți și niște chestii. Ok, foarte interesant. N-am ce comenta. Într-adevăr, cred că cobori mai repede decât urci și în realitate. De fapt, nu știu, mie mi se pare mai greu să urci. Pe bune, să cobori, pardon, decât să urci. Adică când urci, parcă vezi mai bine unde pui picioarele. Când cobori e oarecum greuț, nu știu cum să vă zic. Ăsta e harvestable? Da, currently harvestable nu era. Ok, haide să spargem ăsta, haide să spargem și scărița asta, zic. Așa, să nu luăm iron, că vă zic că avem nevoie și pentru al nostru quest. Și iron-ul e bun mereu, vă dați seama. Așa, ăsta nu o să-l punem aici. Unde e, mă, că nu luai și eu? Ba da, uite că luai. Așa, să punem cobblestone-ul ca să putem pune scăricelele, că avem nevoie de minunlica asta, pentru că ne trimite mult mai jos deja. Și deja, oricum, prinsărăm câteva nebunii și am putea să luăm și ăsta. A, e nasol că se sparge greu de pe scară, sincer.
Chiar e nasol că se sparge greu de pe scară, dar nu e problema că după ce ne spargem două bloculețe, putem să sărim acolo și să ne distrăm. Băi, eu sper că lăsai ușa închisă, pentru că se făcu noapte, după cum putem observa că ne scrie acolo night time, în dreapta, stânga sus, pardon, și ne arată și pe hartă, în dreapta, că e noapte. Luăm niște... Bă, plac cum cad itemele, frate. Și e bine, sper că se vede și bine, adică în stânga scrie că sunt voi probabil A. Sorry, voi nu prea vedeți chestiunea aia, dar am de ales între să vă arăt. Uitați. Așa, ia să vedem acum. Da, ia să-l dăm un picuț o idee mai sus. Ia. Așa, e bine. Acolo scrie ora și FPS-urile și vedeți, e ziua 0 momentan, că e prima zi. Mâine o să fie ziua 1 și tot așa și tot așa. Deci ne ținem oarecum și cont. Poți să-ți dai seama cât te joci după chestia asta, pentru că durează, mi se pare, vreo 10 minute să... Se facă noapte, 10 minute zi, deci practic 20 de minute durează în joc, o zi în Minecraft. Deci ne putem da seama destul de ușor. Băi, e drăgălașă casa asta, adică are spațiu mult, haide să și dormim dacă tot suntem la capitolul ăsta, că de ce nu. Bun, se pare că închisesem ușa, într-adevăr. Ia uite-l pe cățel, hei, bună cățel! A, uite mă, arată și viața, mulțumesc, e perfect. Că mereu am avut probleme cu câinii, am cam omorât. Așa, uite, avem și... Not yet eaten, what does it taste? Ah, ok. Ah, practic înveți. Eaten assisted in adding hearts. Aha, aha. Gen, după ce mănânci anumite chestii, afli lucruri despre ele, înțelegeți? Interesant, foarte interesant. Eram chiar curios să văd cum dai cu sabia. Se pare că mi-arată chestia aia cu... Vedeți? Deci probabil tot ca în celălalt. Nu știu dacă dai și critică, dar o să vedem pe parcurs. Puteam să ieșim un pic afară atunci, dar uite că nu-mi dă prin gând. Haideți să prăjim iron ore-ul ca să facem și să putem face și advancement-ul ăla. Bă, dar oare dacă apeși pe L? You must reach level 5 before choosing specialization. Păi și cum fac level oare? Oare cum fac level? Cred că chestiile astea le pot afla la site-ulețul ăla unde mi-au zis ei acolo, știți? Iron Fishing Rod, ok, putem pescui, se pare. Și o să mergem și să batem niște oi, niște chestii. Și o să le și luăm după, să vedem cum și ce. Dar momentan nu cred că ne-au crescut lucrușoarele aici, logic. Dar măcar omorâm una, două, trei capre. Mai vreau să mă duc un pic mai departe totuși. Bă, cred că am făcut asta. Iron, mulțumesc! Arigatou gozaimasu. Băi, cred că în primul rând o să-mi fac un iron pickaxe cu acest iron, pentru că avem nevoie de el și ca să putem lua lucruri mai bune, de exemplu, diamant și alte nebunii. Așa că de ce nu? Și oricum o să ne ajungă pentru mai multe. Haide să vedem. Bum. Bum. A, pe starul ăsta are ardurile, da, corect. 50 de bănuți, oh, mai multicel. Watering can. Băi, ești nebun? Random reward. Aha. Aha, am înțeles. Almanac, nu știu cum face almanacul, dar ideea interesantă este că poți apăsa foarte ușor și... Iron Nugget. Iron Nugget, crezi că e ghestier, nu știu de ce. Și niște... Pe bune, trebuie... cum le zicem, mă... Vine, alea negri de le mănânci, bă, mânca bă, că nu vine. Olives, nu mai știu. În orice caz, Reforging Station. Mă uit pe aici să văd ce mai sunt lucrușoarele astea. Diamond Repair Kit? Și ce, oare îți repară nebuniile astea, gen iteme și chestii? Este posibil. Ok, haide să mergem să găsim, să vedem oile, cum arată, cum chestii. Deși mă gândesc că sunt la fel, sunt fucking oi, adică... Haide să vedem. Uite văzura, cred că e o oaie, o oaie? Da, e oaie, dar e de... Vedeți, mă, că n-arată la fel. Cred că arată la fel. Bună, oiță! Oh, moare cam repede. Oh, 3 white wool. Bă! What? Pe bune? Mard? What? Ok, asta e foarte dubios. Mawars fucking... What? Ciudat. O să lăsăm pentru moment asta așa. Uite încă o oaie. Bă, n-aș vrea să le omor pe toate, că o să mă avem... Ia uite, ăștia îți dau speed? Ce-ți dau, mă? Bă, deci sunt diferite. Pe ce mă urcam, mă? Bă, zbor, mă? What? Zbor și după mor. Deci, florile aici îți dau diferite efecte, frate. Ia, asta ce-mi dă? Nu-mi dă nimic? Bă, dă-mă ceva. Nu vrea.
Ok, sunt 3 oi aici. Bă, noi avem nevoie de 2 pentru a face, cum se numește, un țarg de oi, ca să zicem așa. Ăștia? Oh, regeneration. Ok, măi, deci practic asta fac. Hazelnut. Currently Haverstable. Ok. Cu shears se pare că se fac ăștia harvestable, fraților. Deci nu o să le sparg pentru că n-are rost. Haideți să vedem ce mai găsim. Deci oile așa arată, da? Am înțeles că așa arată oile. În schimb, ce mai este pe aici? Este un lupișor. What? Dar arată diferit, frate. Dar de ce arată? Că și eu am câine, dar nu arată așa. Ia vină, tatincoa. Ia. Breedable. Păi nu, eu vreau să-l fac de-al meu. Cum îl fac de-al meu? Deci arată diferit toate animalele, s-ar putea. Arată mult mai, nu știu cum să vă zic, natural. Tropical Garden, Palms Harvest Craft. Ah, mulțumesc. Ginger. Și soybean. Băi, ești nebun, soybean e, nu e mă, cred că e soia. Taro. Ok, bă, deci sunt o grămadă de modulețe pe aici. Mai văd pe acolo o cireadă de oi, pe care cred că mă duc să o anihilez. Sunt multe chestii pe care trebuie să le învățăm. Asta e clar, nu mă jurați în comentarii, că momentan nu știu modul. Deci o iau așa, ușurel, uite, am găsit și niște sugar cane-uri pe care o să le, tot la fel, o să le luăm, pentru că probabil o să avem nevoie în viitor de ele. Și avem aici oile pe care o să le omor. Uite, curcani! Băi, ești nebun! Da, se pare că poți da critică. Asta e bine. Îmi place cum sar itemele din ele, deci mi se pare, what the fuck, dar arată ciudățel oile astea, arată șmecher, nu știu, sunt diferite, adică, bă, voi nu v-ați mai, adică, eu câteodată mă mai plictisesc și eu de aceeași chestie de fiecare dată, același Minecraft, adică, e tot Minecraft, e tot șmecher, doar că e diferit, înțelegeți? Așa, asta nu-mi dă nimic, se pare, asta e, fuck, ok, am crezut că mă scoate, se pare că nu, sper că nu s-a întâmplat nimic, asta e ofi? Grade White și Trulli. Ha? Bar n-am. Se pare că sunt o grămadă de porcărioare din ăștia. Care nu prea știu ce fac, din păcate. Pokelberries ăștia, înțeles ei ce fac, îmi dau mie chestii bune. Nu vreau să-i omor curcanii pentru că vă zic că erau doar doi, fraților. Că eram curios să văd ce ne dau. Avem oi și mai aproape, așa că o să mai omor din ele. Dă-le mama lui de oi. Că sunt foarte multe oricum. Ce nu văd eu sunt... orice alt tip de animal, afară de oi. Bine, găsirea și curcani. Ia uite, am găsit o mină. Bine, nu e tocmai o mină, e doar o mică groapă. Bă, zisei că iau sugar cane-urile, dar nu le-am mai luat, nu? Hai să mai lăsăm din oile ăștia, că poate, cine știe, nu le mai găsesc pe alea sau ceva. Habar n-am, uite, am mai văzut și un squid. Deci se pare că squid-urile încă sunt. Așa, niște mushrooms, dar nu știu ce aș putea face cu ele. Iar îmi dă asta bătaie, mama voastră. Așa, bun, mulțumesc. Sugar cane. Haide înapoi acasă, că e ora 2 și ceva. Bă, nu e atât de mult, sincer. Nu este atât de... Bă, deja a trecut 18 minute, cum mă? Uite mă, aveam sugar cane și pe aici. Da, deja avem, acum le putem crește singurei. Văd ceva acolo, dar nu știu ce e. Ia, da, F1. What? Ok, îmi schimbă. Îmi schimbă pe celălalt ăsta. Nu am Optifine pe ăsta, deci se pare... Sau n-o fi butonul ales. Cel bun, ca să zic așa. Băi, sunt mulți lupi pe aici. Și scrie breedable. Păi da, dar eu vreau să-l fac de-al meu. Nu să fie breedable. Și de ce câinele arată la fel? Harvestable. Mă, de se pare că ăsta cu shears poți să harvestezi multe chestii. Așa că o să trebuia să ne facem niște shears. De asta nu mergea să le iau eu. Pentru că nu aveam ce îmi trebuie. Da, sorry. Am, se pare, deja ce îmi trebuie oarecum să fac shears. Ia vino, tatincoa. Bun, dacă știam nici nu mai omoram atâtea oi. Sincer să fiu. Ia, tati. A? Currently harvestable. Așa oare se face? Ciudat. Se pare totuși că da. Haideți să aruncăm dried oak, nu știu ce. Asta ce facem? Îl pui? Habar n-am. Aruncăm peonii, aruncăm birch leaf, oak leaf și luăm pară! Am luat o pară! Dar așa se sparge pară, pe bune? Ok, sunt curios de asta. Asta cred că e... Habar n-am ce. Dar în orice caz, hai de să-l spargem. Se pare că nu se sparge totuși atât de greu. Nu prea avem loc în inventar, sunt foarte multe chestii și ne trebuie neapărat un backpack. Oak sapling, ok. Hazelnut, Pems, Harvest, Craft. Ok, nu știu ce sunt astea.
Dar m-ar interesa niște vaci, că dacă nu, nu ne putem face un de ăsta, fraților, un backpack. Avem nevoie neapărat de văcuțe. Că dacă nu mă înșel, ne ia ul și cu carni de vacă, piele de vacă, pardon. Dar nu găsi deloc. Deci chiar absolut deloc nu găsi vaci. Și aici văd ceva. Ia să văd, mă. Ce mama e asta, mă? E ceva care iese din apă. A, sunt niște squiduri. Fucking shit. Nu ne interesează atât de mult, dar eram curios că nu vedeam ce sunt. Ok, haide să vedem. Ok, o să sar cu Iron Wood Planks din ăștia, că nu am altceva la dispoziție. Mă enervează că îmi trece peste blocuri, într-un fel e, nu știu, e deranjant. Raspberry, ăștia fură bune, parcă. Adică le mâncarăm. A, nu, ăștia sunt ha... Ok, ăstea sunt Huckleberry. Aruncăm chestia aia, că nu cred că e bună. Și mai luăm niște mâncări, că... Mulțumesc. Avem și acasă, dar cred că... A, uite mă, dacă le ții în mână, cred că ți le dă direct în inventar. Da, interesant. Bun, haide să sărim, să mergem înapoi acasă, fraților. Că deja... Eu, pe mine mă... Ia uite mă, da! Băi, ești nebun să omoară oaia, băi! Oaie! Nu te omoară, tati! Era să omoare oaia astăzi, nebuni? Deci e foarte, foarte interesant. Se pare că la pe la 6 începe să se negureze și probabil la 8 e cam negură, nu știu. Abar n-am. La noi acum la 5 deja se întunecă cu totul, dar da. Băi, momentan nu avem decât o singură căsuță, după cum puteți observa, și nu înțeleg de ce eu nu-mi pusei armor cap-urile și toate nebunile astea. Haideți să las, uite, pâinea, las Tectopia Guide-ul ăsta, că nu știu, habar n-am. Poate o să ne trebuiască ul. Slate ăsta, habar n-am ce e și toate nebunile ăștia, deci ce nu știu ce sunt, le las aici pentru că poate o să avem nevoie de ele. Basic drawer, ăsta, iar la fel nu cred că o să am nevoie prea curând de el, nici de tine. Deja avem un... stai mă, a nu, trebuie că o ținem pentru moment pentru că nu vreau să-l folosim pe ăsta de iron, de ăsta deja. Așa, ia să vedem, mai făcurăm noi ceva? Iron-ul, îl avem jos, gold, pardon, nu iron, dar momentan lăsăm așa. Băi, deci ia să vedem, mă. Da, mă, ne trebuie și leather, dar momentan nu găsirăm leather. Și putem să-l și... Cred că putem să-l și... vopsim. Sau ce? Așa le bagi în backpack? Nu cred. 0 din 4 upgrade points used. Nu știu ce sunt alea upgrade points, frate, sincer. Emergency items, ok. Băi, momentan nu am nevoie să cumpăr nimic, v-am spus nu vreau, nu că n-am nevoie să cumpăr nimic. Da, mă, e night time deja, la 7 și ceva poți să dormi, se pare. Pe mapă se schimbă, nu știu, se pare că un pic mai târziu, nu știu sigur, dar trebuia să rămân să văd cum arată mobii, sincer. Ar fi fost destul de interesant. Ok, bă, nu știu unde ne-am spamat, sincer, dar adică e un... Ca orice început, vă dați seama. O să rămâi dificil la început, dar eu zic că ne descurcăm până la urmă. Nu știu dacă mapa e cât vezi cu ochii, adică ăsta ca și în Minecraft. Uite, ăsta e tot Ironwood din ăla. Acolo e alt biome, cred că e de la de zăpadă, vedeți? Că se văd brădulesii. Și pe aici, da, nu am găsit... Ah, fuck you! Iar, mă! Bă, în orice caz, dacă tot se întâmplă chestiunea asta, se pare că... Cred că atunci când se randează din mapă îmi face prostia asta. Da, nu știu de ce se întâmplă, chiar habar nu am, dar s-a întâmplat decât de 2-3 ori până acum, așa că poate reușesc, o să mă mai uit pe YouTube să văd dacă găsesc vreo modalitate. Probabil un mod ceva nu e bine optimizat și din cauza asta ne face figurele, dar nu este problemă. Așa cum vă spuneam, cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Nu uitați să-mi spuneți dacă doriți să continuăm cu această serie de viață la sat. Momentan n-am făcut mare lucru, dar probabil o să devină mult mai interesant, cel puțin asta am eu impresia. Și ce să vă zic, nu uitați să vă abonați, să dați și voi un like ușor dacă v-a plăcut și noi, ca de obicei, o să ne vedem data viitoare. Hai, vă pup, pa, pa!